Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române vă invită să urmăriți începând din 6 mai o nouă emisiune dedicată explorării rădăcinilor creștine ale culturii europene. În fiecare vineri de la ora 21, Sever Voinescu vă invită să urmăriți Europa Cristiana. Invitatul primei ediții este Teodor Paleologu, cunoscut diplomat și istoric. Noi, europenii, astăzi, suntem în derută sau știm încotro ne îndreptăm? No, e clar că suntem în evident pentru că nu există un consens asupra valorilor fundamentale. O gândire foarte coerentă, teologică a drepturilor omului este la Vladimir Soloviov, marele filozof rus din secolul XIX. El are o teologie politică a drepturilor omului pe care le fundamentează teologic și a spune trinitar. Suntem în alt film, și anume suntem în momentul în care e la modă să dai cu piatra în vitraliu bisericii. Invitații emisiunii Europa Cristiana vor încerca în fiecare săptămână să pună în dezbatere valorile fundamentale ale Europei și să răspundă întrebărilor care frământă societatea contemporană. Emisiunea poate fi urmărită și în reluare sâmbătă de la ora 15.